coloana este plină oricum, adică nu are cum să mai fac ceva prin operație. Unde-i stau până acum? Că ai cancerul cu tine în tine? Tăvăleam pe jos de dureri. Acum 2 ani am avut niște noduli. Am fost la 2 controle, mi-au spus că nu am nimic, că e un fibroadenom, ceva de genul. Să-mi dau cu o cremă, că să merg acasă liniștită, că nu e nimic. Mă tăvăleam pe jos de dureri. Am făcut remeneul și acolo am aflat vestea că am coloana plină, deci deja era semn de, ce? De tumori. Toată coloana, toate vertebrele pline de tumori. Tu ce vârstă ai? 33. Mi-au spus, unde ai stat până acum? Că ai cancerul cât chină în tine? Zic, da, bine, nu știam ce înseamnă metastaze. Metastaze că au plecat după sân și s-au dus pe axilă și pe coloană. Mai am pe craniu, una pe femur, pe oase. Au vrut să mă opereze. A zis că trebuie să iau taurul de coarne, să mă operez, că nu am încotro. Dar am dat de un doctor foarte bun, din punctul meu de vedere, care datorită dânsului am mers în Turcia, mi-au spus, mergi acolo, poate ai mai multe șanse. Am fost și mi-au dat un tratament. Nu a mai fost nevoie de operație, că mi s-a spus că a intrat una din tumori în măduvă cumva. Dar de fapt nu a fost chiar așa. Deci ca să mă ridic din pat trebuia să jumătate de oră mă chinuiam să mă ridic, îmi luam capul cu mâinile. Nu aveam voie un milimetru să mă mișc greșit, deci rămâneam... Nu, a fost cumplit, a fost foarte greu. Urmează chimioterapia. Deja... Deci tu încă n-ai făcut chimioterapia? Încă nu am făcut, operația este prea târziu. Pentru că chiar dacă m-aș opera... Coloana este plină oricum, adică nu are cum să mai fac ceva prin operație. Dar, da, deocamdată sunt ok, mă bucur de perioada asta, să vedem cât va țin. Tu ești și o mică. Da. Câți ani ești are fetița ta? Aproape 6 ani. Să-ți trăiască, să te bucur de ea. La fel. Cu ea este foarte greu, pentru că merg cam de 2 ori pe săptămână la spital, soțul muncind, nu am ce să o las acasă, mai apelez pe la vecini să... Pot merge, că nu o iau cu mine, pentru că trebuie să, na, fac perfuzii, merg după rețete, trebuie să fac tot timpul hemogramele, markerii, analizele, ca să monitorizăm boala, să vedem cum evoluează și... Dragii mei, cum putem să o ajutăm în continuare pe Iuliana? Intrați chiar acum pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro. Acolo Iuliana are o campanie deschisă de strângere de fonduri și acolo găsiți toate modalitățile de donație pentru Iuliana cu cardul, prin BTP, prin Revolut, prin transfer bancar, prin PayPal și prin firmă. Dacă aveți firmă, puteți să o ajutați pe Iuliana. Noi vă mulțumim pentru fiecare donație și pentru sprijinul dumneavoastră.